A fost sărbătoare mare pe străzile din Botoșani. Zeci de tineri au onorat tradițiile și obiceiurile străvechi și au colindat casele oamenilor, vestind venirea sărbătorilor de iarnă și a noului an. La Botoșani, străzile au fost animate cu cete de colindători care au marcat datinile și obiceiurile străvechi. Aceștia au cântat colinde și au făcut urări tuturor localnicilor. Capra sau dansul ursului au fost doar câteva colinde care i-au făcut petrecători să se oprească în loc. Un obicei vechi de câteva sute de ani este păstrat și astăzi de tinerii care colindă pe la casele gospodarilor într-un mod cu totul aparte. Cete de lăieși, înarmați cu tălănci masive pe care le zdruncină prin salturi și dansuri arhaice, se fac auzite din cele mai îndepărtate zone. Asemeni războinicilor care se întorceau victorioși din lupte, lăieșii vestesc cu instrumentele lor apropierea noului an. Dansul prin care luptătorii moldoveni își celebrau victoriile contra tătarilor este întotdeauna însoțit de căiuți și urători, dar și de un plugușor satiric adaptat fiecăreia dintre gazde. Întreaga paradă de obiceiuri și tradiții ajunsă la cea de-a 47-a ediție a Festivalului de Datin și Tradiții de Iarnă din Străbuni în Oameni Buni i-a încântat și surprins totodată pe localnici. Mascații, căiuții și caprele au prezentat deliciul evenimentului pentru cei mici. Astfel, aceștia s-au putut bucura de tradițiile și obiceiurile de iarnă chiar și în frig. Mie mi-a plăcut cerbul. Mi se par minunate. Este foarte frumos. Îmi place, foarte bine organizat.